prezenți. Și dacă sunt ceva comentarii de la ședința anterioară, sunt la procesul verbal din ședința anterioară. Da. Mai e cineva care să înscrie la cuvânt? Nu. Dăm cuvântul atunci al lui domnul. Da. Bună ziua, aș vrea să întreb și doamna secretară dumneavoastră să relaxat asta. Da, aveam să fie la și mi-am relaxat în bază la ceea ce ați reușit să notați dumneavoastră până să vă închem cu ședințe, nu? După și după filmare. Haideți din nici, dacă vedeți un punct chere. Deci, vă întrebam dacă le-ați redactat în baza a ceea ce ați reușit dumneavoastră să notați în timpul ședinței sau ați consultat și filmarea? Am consultat și filmarea, deci și în baza a ceea ce am redactat în ședinței, dar și deci, eu vă rog în modul cel mai respectuos posibil. De când am intrat eu ca și consilier, am avut multe probleme cu procesele verbale și am sesizat chestia asta de mai multe ori. În procesele verbale nu se reflectă în totalitate ce se discută în ședință. Procesele verbale sunt redactate în așa fel încât sunt puse într-o lumină bună anumite chestii, iar ceea ce spun eu de obicei este prochiat. Ceea ce se întâmplă și la dumneavoastră. Deci, dacă spuneți că ați consultat filmarea, eu am spus cu totul altceva față de ce scrie aici. Punctual, dacă vreți, vă pot spune, de exemplu, când domnul primar zice că nu se angajează nimeni pe posturile acelea vacante, eu i-am spus, dumneavoastră a scris aici, eu nu mă încred în cuvântul dat. Și mai am și alte întrebări. Eu i-am zis că nu mă pot încrede în cuvântul dumneavoastră care v-ați dovedit în nenumerate rânduri a fi un mincinos. E cu totul altceva. Pe urmă, aici, când ați făcut deși întrebările, ați scris dacă sunteți bine. Nu l-am întrebat așa ceva. Nu l-am întrebat înțelesul lui dacă vă simteți bine. Adică un dezacord făcut din amins ca să mă înțeleagă prin limbajul dumneavoastră. Pe urmă, la când s-a ajuns la răspunsul, că n-a fost un răspuns, de fapt, ce a încercat dumneavoastră să numească un răspuns la întrebarea mea, lipsesc o grămadă de replici. Pe urmă, când am pus întrebarea cu meeting-ul de la București, câți oameni ați dus la meeting și dacă vă face cinste acest lucru, domnul primar n-a spus câți ai dus și dumneavoastră. A spus mai mult decât ai dus tu. Și a dat cu părerea și domnul că să nu ia ca o jignire, eu știu, un om care face covrigi, se numește covrigat, care ocupă funcție vremelnică, domnul vice, că nu poate să tacă. Ați ratat niște înjurături care se aud foarte clar pe filmare, du-te dracului, venite din partea aia la consilierii PSD. Ați ratat cam multe replici în procesul verbal, care eu vă rog să le puneți în procesul verbal. Că ăsta e singurul mod al meu de a mă apăra și de a demonstra că nu eu sunt nebun, nu eu îmi ies din fire în mod necontrolat. Eu sunt în mod constant provocat și canat și de aia ajung să fac ce fac. Și inclusiv chestia asta cu procesul verbal pe mine mă deranjează. Înțelegeți? Nu vă supărați. Nu, nu.
trebuie am să consultați filmarea. Deci vreau să ies filmarea. Eu nu cer de recompetez. Pe urmă, domnul primar a spus că cetățenii comunei sunt obligați să-și facă șanț la poartă. Eu i-am spus iarăși, de ce mințiți? Sunt obligați să le întrețină, nu să și le facă. Da, eu care au porți și care au cascul. Vreau să aveți cascul, poartă? Aveți sau nu aveți? V-am întrebat ceva? Da. Mai făcut, nu știu... Nu mai făcut. Bruptar? Nu, mai făcut, când am început. Domnul viceprimar, aveți un pic vizionare. Da, uitați-i pe el, domnul Barea. Da, o replică între timp. Nu, acum e momentul. Nu, lăsați-l. E momentul, da. Lăsați-l, da. Deci, covrigar, necovrigar, brutar, da, da. Sau dau muncă la oameni și pâine, da? Care-i problema ta? Nu am nicio problemă. Care-i problema ta? Da, plătesc taxe și impozit. Nu lucrez la negru, domnule. Așa. Nu lucrez la negru. Cine lucrează la negru? Cine lucrează la negru? Eu nu lucrez la negru, da? Spuneți cine lucrează. Pe cine? Dacă vedem-o. Îi spuneți. Dacă afirmați ceva, demonstrați. Demonstrez. Haideți, toată din loc. Deci, e o mare diferență. Da? Între ce am spus eu și ce am găsit în procesul verbal. Și vă rog ca pe viitor, dacă aveți bunăvoința de a consulta și filmarea, pierdeți o jumătate de oră, 40 de minute în plus, eu aș avea preferința să fiți atent la ceea ce spun toți consilierii. Dar în ceea ce mă privește, eu o să fiu foarte atent la procesul verbal. Da? Dacă credeți că mă deranjează... Nu mă deranjează. Vă mulțumesc că mi-ați... Nu e cu rea voință. O să revizuiesc filmarea și o să completăm. Bun. Toate cele care sunt... Da. Aș avea și eu ceva de adăugat. Deci, referitor la filmare, cu aproximativ un an în urmă, nu era filmat. Dar totuși exista un report, ceva de înregistrare, portofon. Dumneavoastră, doamna secretară, aveți ceva de înregistrat, dar din Consiliul Local sau din primar, sunteți dotată cu așa ceva. Dumneavoastră trebuie să aveți un dispozitiv în care să înregistrați ședința. Nu suntem noi bazați că vine. Poate odată nu vine televiziune. Dacă nu vine televiziune, dumneavoastră trebuie să aveți înregistrată ședința, cuvânt cu cuvânt. Dacă nu aveți acest sistem de înregistrat, domnul primar și chiar îl rog foarte frumos, să vă pună la dispoziție un sistem de filmat, un reportofon, ca să nu mai existe dubii în procesul verbal. Atât am spus. Da, mai e cineva? Asta am citire din ședința de astăzi, nu? Supunem, nu supunem să vorbim despre partea a vot, da. Cine este pentru procesul verbal? S-ar fi. Abține? Împotrivă? Eu. Da. Da? Desigur. Consiliul Local al Comunei Bacan, Județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în ziua de 3.06.2018 cu următoarea ordine de zi. Începând cu ora 13, va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării de drept a suspendării executării hotărârii numărul 44/30/2017 și continuarea efectelor acestea ca urmare a decesului domnului Vicent Sergiu Cătălin și reluarea activității de consilierul local a domnului Ferenț Ieronim în cadrul Consiliului Local Comuna Bacău, Județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drum sătie strada Peței, sat Frumoasă, Comuna Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacan, Județul Bacău și a listei de investiții pe anul 2015 și diverse. Da, dacă sunt discuții, aici, de am înțeles, fiecare a avut și hotărârea, dacă a studiat și dacă sunt... Da. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, la primul punct de pe ordinea de zi referitor la aprobarea suspendării acelei hotărâri. Vroiam să vă aduc la cunoștință că după
ce am dat materialele de ședință către domnii consilieri, mi-a mai venit de la Curtea de Apel Bacău încă o comunicare încheiere prin care instanța suspendă judecata cauzei datorită faptului că la apelul nominal făcut la respectivul termen s-a constatat lipsa părților. Din acest motiv, instanța așa, în numele legii dispune suspendă judecata recursului în materia contenciosului administrativ formulat de curentul intervenient forțat Feren Ieronim și rămâne ca pe toată durata acestei suspendări a se depune recurs cine dorește. Acum, eu am vrut să vă aduc la cunoștință această înștiințare din partea Curții de Apel, având în vedere că avem pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Și rămâne la tunerea noastră. Da. Da, vă rog. Deci asta eu am vrut să vă aduc la cunoștință, doar ce ne-a venit nouă după ce am dat materialele de ședință. Vă rog, domnul. Da, este foarte adevărat. S-a făcut un recurs de către Ferenți Ieronim. Recursul era pentru motivul suspendării. Nu era încheiată hotărârea prin care i s-a respins. Pentru că i s-a respins acțiunea lui Sergiu Cătălin, Elisei Sergiu Cătălin, și în momentul când ne-a venit hotărârea, noi nu ne-am mai prezentat în instanță, adică colegul meu nu s-a mai prezentat în instanță și nici motivele de recurs nu le-au mai depus pentru că nu mai avea succes. Între timp, Dumnezeu să-l ierte, pot deveni și regretatul că s-a întâmplat acest. Și toate actele, normal, că devin nule. Noi l-am lăsat... Doamna consilier, vă rog frumos să nu vă băgați, că nu aveți dumneavoastră treabă. Nu am dat, nu pare rău că l-am întrebat, eu am fost până după. Dar ce treabă vă doare? Și insistați. Așa cum discut eu cu doamna secretară. Da. Deci, colegul meu de partid legal poate să reia activitatea, nu are legătură cu ce spuneți dumneavoastră cu recursul, pentru că e un recurs abandonat din noi la intenția noastră. Asta când le-a primit legea. Eu am luat spre cunoștință ce am primit noi. Iar decizia 3643, oare și primăria Balcan, venită ieri, prin care a rămas definitiv respingerea acțiunii formulate de reclamantul Elisei Sergiu Cătălin împotriva părinților. Consiliul Local Balcan, primăria Balcan și Ferenț Ieronim. Deci aveți și hotărârea în față, nu mai există dubii de amânare, sper să ne facem treabă. În continuare. Noi nu am citat. Nu, e potărere valabilă definitivă. Doamna Vasilica. Și partidul lor și chiar e problema lor și o rezolvă cum știu ei. Dar eu rămân tot pe ideea mea că niciodată 87 nu e egal cu 3. În socoteala mea, mie nu iese. Nu știu la altă dacă iese sau nu iese, da? E problema lor ce probleme au avut între ei și asta. Ca să nu fi, și nici cu domnul Ieronim n-am nimic, adică un cetățean ca toată lumea poți fi consilier, poți să nu fii, chiar nu am nicio treabă cu el. Ca să nu fi, nu, dar n-am nicio problemă eu. E problema mea asta, dar nu puteți intra consilier cu 3 voturi, da? Poate ăla de pe cu 5 la dumneavoastră sau cu 7 sau asta, poate au avut 20 de voturi. Eu am avut? Deci sunt consilier, probabil că am avut mai mult ca tine. Eu nu ești. Dar bănuiesc. Nu, dar ce ai cu mine? Eu n-am nimic personal cu tine. Eu mi-am spus punctul meu de vedere și pare de băiatul ăla care a murit, într-adevăr, pentru că el a avut 87 de voturi la Balcani. Și la Frumoasă au fost 3 voturi. Deci atât am vrut să-i spun domnul Gând, dacă nu știu dacă e corect cum procedează dumnealui. În rest, e treaba lor, să fie explicat, eu nu vă spun de-așa. Aș avea și eu ceva de adăugat. Mie, din ce am citit eu, totuși din hotărârea asta, el are domiciliu stabil din câte am înțeles eu ce reieșe. Din Bacău. Cine? Domiciliu ales prin avocatul calendar. Deci el nici nu are domiciliu stabil. E o procedură corectă, nu e. Domiciliu s-a ocupat de alegeri și la... Deci prea puțin e interesant. E important. Dacă îmi dați voie, că totuși sunt președinte din partid și eu trebuie să-mi apăr colegii.
Deci dumneavoastră faceți parte din alt partid, ați fost pe lista de, ați fost pe locul 3, da? Da. Ați intrat în locul lui Tibi? Da. V-am deranjat eu cu o vorbă? Dar da, de ce să mă deranjez? Dom'le, a fost alegerea partidului. Dar diferența între un om care trece și un care moare. Dar nu vă doare capul ce facem noi în partidul nostru. Dar vă spun așa, eu vă spun frumos, vedeți la chestii. Ați fost pe locul 3? Da. Partidul v-a validat și l-a invalidat pe Tibi? Da. Am spus eu ceva până acum. Vă rog foarte frumos, nu vă mai băgați în partidul ăla. Ăsta e partidul meu. Partidul PNR. Doar să-l acasă. Deci, chiar nu deci eu am spus care e punctul meu de vedere, păcat de copilul ăla că a murit tânăr și nu l-am spus. 87 ba da, păi când îi spui la moartea lui, vă spun eu. Gata, bine, mulțumesc. Luați cuvântul asta. Într-adevăr, domnul Dunga a spus că eu nu este corect să intervin într-un partid. Și eu sunt într-un partid de corect. Dar el, de unde s-a informat că domnul Tibi a fost exclus din partid? Păi trebuie să fii consilier. Dar de unde știi matare trebuie să fii consilier? Nu este despre, dar lista a fost. Păi, dar lista. Da, dar niciodată să știi, uite, dacă ești un om politic, nu se consideră lista în ordine în care ești trecut, în ordine în care muncești la partid și atunci votul. Atât am să vă spun, nimic la ceva. Deci, nu am început 200 de bani. Da, nu am început 200 de bani. Mai are cineva? Nu mai e dacă nu supunem la vot, da? Cine este pentru? Pentru începerea activității, numărul. Da. Pentru începerea, adică validarea și începerea activității. Validarea e validarea, înțeles, ultima hotărâre. Cercetarea suspendă. Da. Da. Dar mai e ce pentru că o mai primit încă un ultima, deci acum două zile, deci am... Da. Noi suntem un pic cu până la urmă, tot președintele partidului e părerea. Domnule Liseia, am înțeles că vrea să continue în procesul. Vrea să arăte că băiatul a avut dreptate în procesul ăsta. Și în 5 zile, dacă e adevărat, dacă nu, ce am auzit. În 5 zile, parcă are dreptul direct. A trecut data de 5, adică 5 zile de la hotărâri. Nu poate să mă iluminați și pe mine. Da. Acum, sincer, eu personal a fost de vârstă apropiată cu mine, îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Dar în situația de față, dacă câștigă tatăl, ce se întâmplă? Că nu știu. Chemii pretenții. Da. Da, orale. Da. De la Consiliul Local. Păi de ce vreau cei următorului? Dar nu știu procesul. Trei fac proces, am înțeles. Cam se spune una definitivă, spune. Da, dar asta spune de ieri. E ultima. Noi ce am primit nu e ieri. Aici era să fie 5 zile. Păi nu înțeleg. Și ce supune la păi cum? Suspendarea asta și cineva ordica mâna pe activității sau deluarea, cum a fost aia? Deluare. Deci a fost o hotărâre dată prin care s-a suspendat activitatea domnului Ierolim, după câte am înțeles că și procesarea suspendării. Iar acum, în urma adresei primite și de la partid, pentru că noi am făcut o solicitare în sensul ăsta, să vedem care este... Da, da, aici este durerea mea, pentru că aici scrie ca urmare a decesului. Deci nu ca urmare a faptului că s-au judecat sau ca urmare a unei hotărâri, aici scrie clar ca urmare a decesului. Eu de-aia vă întreb, nu știu, doamna secretar, acum dumneavoastră sunteți și voi, da? Da. În caz de moștenire. Da. Dacă reclamantul moare, vin moștenitorii. Aici nu facem dovada unii în față o moștenire. Avem nu mai avem reclamat, ceea ce nu se poate continua. Dumneavoastră știți prea bine. Da, da, și când faci ăla, acelea când faci zbori. Avem moștenire ca să vină urmașul? Nu avem moștenire, tocmai în sensul păi dacă nu avem, mai avem reclamat? Nu, s-a emis, de asta am și emis acea păi dacă vorbim pe, doamna secretară, dar noi vorbim pe șoapte, vorbim pe lege. Păi, pe lege, un reclamant, dacă are deces și caz de moștenire,
vin moștenitorii care beneficiază de uzufruct sau plătesc daune, da? Dar noi acum nu avem o moștenire. Noi avem o acțiune a revendica un drept din instanță prin care reclamatul nu mai există. Păi și în cazul acesta... Se poate continua. Eu vă... Domn Gânga, ia citiți la urmă ce sentința, ce-a hotărât. Ce-a hotărât? Stai că asta... Aveți ultima, nu? Acolo. Ce-a hotărât? Hotărât. Instanța hotărâște. Aia e definitivă. E și irevocabilă. Nu e... Da, și începul. Da? Nu funcționează cu procesul. Noi suspendarea hotărârii Consiliului Local, care ați votat pentru Ierisei în 36-a, și continuarea efectului acesta, ca urmare a decesului, da? Așa s-a votat atunci. Da, nu. Dar acum sunt poziții, dar nu știu la aeropocinii. Deci, să votați consilier, domnul... Lăsăm suspendare, certificăm că prin sentința civilă, numărul 418, îndați voi, certificăm că prin sentința civilă 418 din 404-2018, pronunțată de Tribunalul Bacău, în dosarul 2316-110-2017, privind pe reclamantul Elisei Cengiu Cătălin, care e decedat, cu domiciliu în Comuna Balcani, Bacău, asta e ales, nu e niciodată, în contradictoriu cu părinții. Comuna Balcani, primarul Lucas și Consiliul Local Bacău. Respinge acțiune ca nefondată. Deci, noi vorbim despre asta. Când procesați au voi cu chestia asta? Ca și partid, ca și consiliul, Consiliul Local? Ca știu din, ca... Eu știu din trei. Unul, că s-a amendat președința de la Bacău, prin care a câștigat dumneavoastră. A doilea, a fost unul de suspendare. Și până la soluționarea lui ăsta, suspendare are alt număr de dosare, are numărul 3. Asta e, nu e asta care a rezolvat. Dar să vă lase, doamna secretară, să vă lase cu copii ca să vedeți. Păi nu, că trebuie să apară și la urmă. Doamna, domnul primar, suspendare are numărul de dosare 3643 din 2017. Suspendare. Nu a apărut la noi. Deci noi avem asta ultima, care v-am adus-o eu la cunoștință. Și numărare. Păi numărul de dosar 3643, pe 110. Și eu vorbesc, doamnă, că am destul de clar, ca că rupește, nu vedeți de alt dosar. Și ne amânăm de la un dosar la altul. Ăla-i curtea de apel ultimul, domnul Gândar. Dar să-l dubea că e alt dosar, poți să fii curte de apel. Eu vorbesc de dosar 2030. Instanța superioară, curtea de apel, dacă nu știați, la tribunal. Lăsa de doamnă, că spui, ăla e alt dosar, deci e alt dosar. Nu știu, suspendat. Deci, înainte dosarul schimba, acum aș menționa, îți menționez numărul până la capăt. Până să clarifică situația. E clarificată ce până spui, dar chiar să te-am curățat. Domnul președinte, dar să puneți la vot, domnule, cine este pierdut și cine-i potrivit și cu asta poate, domnule. Și cu asta, cine-i lumea și cu asta, mergem acasă, n-ai putut să... Dar ce votăm? Și noi... Păi poate, păi pune la... Ce vrea fi? Validarea... Suspendarea hotărârii Consiliului Local în 2014. Domnule, aici este cu ceea ce scriu eu, așa, trebuie să uitați, se validează mandatul de consilier local. Balcane a luat ieronițele ieronice. Proiectul de hotărâre de acolo, de hotărâre. Hotărâre. Puneți la vot. La vot. Proiectul care nu sunt cu oameni de vă rog frumos. Mai bine, suntem de acord să suspendi hotărârea, nu trebuie să fie chestia asta, hotărârea Consiliului Local de 2004, să intri domnul Ieronim, consiliere. Păi la dosare nu mai știu, care e din primărie, care e din primărie. Dacă faceți liniște, puneți întrebare. Eu am citit destul de clar, acum aș spune clar. Deci, la noi deci să punem la vot
validarea consilierului ferențe. Validarea hotărârii. Ce știm din ordinea din zi? Nu validarea. Nu validarea, că e validat. Deci reluarea. Reluarea. Deci se suspendă acea hotărâre și domnul consilier să-și rea activitatea. În cadrul consiliului local. Cine este pentru? Cine este pentru? Pentru reluarea activității, nu știu, omule, ar dori ca să înfiruim toate voturile, exact cum sunt, pentru că am pentru asta. Acum, sigur, de asta ați practicat. Pentru reluarea activității. Reluarea activității. Ați dat? Domnul Ghermă, ați avut mult? Da, am avut. Împotriva, cine? 8. Da, să abține cineva? O abținere? 2. Cineva? 2 abțineri. 3 abțineri. Și dacă e cineva împotrivă? 1 împotrivă. Vă rog frumos să filmați aici. Ok, după rând. Votați fără să știți de abținerei totul. Deci, până la urmă, 8 pentru, abțineri câte? 3 abțineri și 1 împotrivă. Ca să fim clari. Trecem la subiectul 2. Proiectul de privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supunem. Da? Cine e? Ar fi o discuție. Da? Da. Nu știu. Am văzut la secțiunea dezvoltare că s-au cheltuit numai 124.000 de lei. Am vorbit cu doamna secretar și diferența care trebuie cheltuită e pentru programul PNDL care trebuie să apară. Mi s-a spus că a venit 90.000 de lei pentru a se face proiectele și avizele necesare. Păi, nu știu, doamna contabilă, ne-am discutat cu dumneavoastră. Deci banii ăștia care mai sunt 784.000 de lei, îi țineți pentru... pentru doamna secretară. Doamna contabilă, mă scuzați. Da, cum o duc, doamna contabilă, într-o ședință de comisie, nu? Da. Deci, am luat. Restul de bani care trebuie să vină PNDL-ul, mai știți ceva de ei, care nu-s prinși aici. Deci, aveți cumva... Când se face lucrarea, da. Începe lucrarea firma, face situație de lucrare, da. Face lucrarea, se decontează în baza situației de lucrare. Guvernul, nu numai. Păi, nu, că nu a venit. Nu a apărut la 90.000 de lei. Pentru voi să fost pentru avize, nu fost pentru proiectare. Da, pentru avize. Proiectare. Pentru avize, da? În ce stadiu sunt avizele spre final? Da. Da? Da. Bun. Și licitația. Și licitația, da. Dacă nu este vreo contestație, săptămâna care vine semnă contract. Am înțeles. Pentru 5-6 km. Da, dacă nu mai sunt și alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Da? S-a abținut cineva? Abținere? Deci câți pentru erau? Câți ați votat pentru? Sunteți împotrivă. Pentru. Deci doi împotrivă? Nu. Pentru. 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 O zis din nou. Care este pentru? Cine este pentru? Care este pentru? Dacă se abține cineva, o abținere. Și împotrivă? Împotrivă? Unul o abținere și doi împotrivă. Două abțineri și unul împotrivă, deci. Trei. 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 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drum sătesc, strada Peței, Sat Frumoasă, Comuna Bancani. Dacă sunt discuții, supun cu 30.
Da, domnul Ierma. Vă referiți la drumul de acces către piață, nu? Da. Bine, bine că se face. Cred că trebuie făcut cât mai lat, ca să sunt și mașini care intră așa, să aveți la scurgere, să dar aveți grijă. Dar șosea până în da. La intrare, atât până la intrare. Până la intrare. Și n-ar fi bine, și spre lateral. Stânga. Avem și acces lateral, păi da, 40 de metri, 40 de metri. A, 40 de metri. La asta voiam să mă refer. În continuare este pășul. Când vin mașini, știți să nu vină direct. Bun. Trebuie acolo și... Pe la asta mă referam. Doilea și dar dezastru. Dacă mai sunt și alte discuții, mai sunt scrii cine? Da, domnul Vizda. Referitor la această lucrare, nu pot spune că nu e bună. E bun. Dar odată cu facerea acestui asfalt, trebuie să ne orientăm și în grădină, și în piață. Cum stau lucrurile, nu numai până la ușa pieță, până la gardă pieță. Pentru că cine trece pe drum vede, iar cine intră înăuntru, să nu schimbe părerea. Pentru că s-au dat aia 500 de milioane să termine hala și văd că nu s-a terminat. Pentru apă și fântână. Sper că o să fie bani și pentru treaba asta. Eu vă spun că eu am fost în piață și am văzut. Eu vă spun că la ora actuală, dacă te duci și pui mâna pe un porț sau ceva, nu ai mă să te sperie. Și trebuie să facem fântâna de urgență, pentru că eu... Dar e făcută fântâna lungă. E făcută să facă că funcționează și să mai pe hala tot ce trebuie. Deci, să facă și în piață. Să o vedem cu toții, că asta e dorința noastră. Și chiar și eu aici aș avea ceva de adăugat. De exemplu, zona aceea, de la Brânză, partea de la Vale, să nu mai aibă acces căruțile, e și puțin, și chiar în centru și acolo, lasă fărând pălegar de la animale. Dar căruții, nu? Eu acolo, în afară de spațiul ăla, să nu... Ce puțin, fără cai, deci căruți. Faceți o comisie din partea Consiliului Local, veniți duminică în piață și vorbim în piață și vorbim cu oameni în fața locului. Asta e cu părerea mea. Întreb eu. Să luăm tăți în jurător, nu luăm. Dar trebuie să luăm și în jurător dacă îl facem. Nu mi se pare corect să ne ducem, nu? Corect. Dacă nu mai sunt alte discuții... Supunem la vot, da? Cine este pe acolo? Da, majoritatea. Da, sau ține cineva? Nu ține nici în podiu, numai nu. E cineva? Ești toți la mine. De acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local a Comunei Balcani, județul Bacău, și a listei de investiții pe 2018. Dacă sunt discuții. Domnul Vânga, mai e cineva care să-mi spune? Domnul Vânga, să iau. Da, după cum am verificat, am văzut că se iau 12.000 de lei din rezerva bugetară. Da. M-am interesat la doamna contabilă, rezerva bugetară rămâne de 1.600 ceva, mai rămâne 500 ceva de milioane. Aș vrea să știu cu banii respectiv care se face, să așteaptă lucrările care se fac odată cu PNDL-ul sau ne apucăm de treabă. Deci, cu banii ăștia 120.000 de euro, 112.000 de euro, începem lucrările sau așteptăm până când ne dă bani? Păi mi se pare corect să începem, de asta zic. Avem bani. Mi-e frică să nu înceapă PNDL-ul înaintea noastră. Dar ce să vă fie frică? Toți vă bucurați? Depinde de avizi, ar vrea. Depinde de avizi. Să vă bucurați. Dar eu sper că ne apucăm. Deci eu asta am zis, că nu așteptăm pe ăștia să lucrăm în celălalt, că nu se fie când ne dă bani. Deci totul e ok. Da. Da? Domnul Cucuna. Da, eu aș vrea să puntez, să puntez. Încă o dată, modul de manipulare și de a minți oamenii. Dumneavoastră ați spus de mai multe ori aici în ședință că veți face rost, că veți primi cadou mașină de pompier. De ce apare aici cortița bani? Că trebuie să o cumpere Consiliul Local.
autospecială pentru să duc să nu 400 mai. Întrebați contacte. Deci mașina trebuie să vină. Întâi să achiziționează și apoi o achiziționăm, o plătim și o recuperăm mai. Da, nu, mai mult. Asta e realitatea. Da, asta e realitatea. Deci mai ziceți o dată. Cum facem? O achiziționăm, da. O plătim. Așa. Și primim banii de la plinire. O plătim din ce bani? Da, 5 bani. Așa. Deci, nu-i cadou. Primim banii înapoi. Adică, dă banii înapoi. Deci, asta e modalitatea la plinire. Întâi plătim și... Dar mai trebuie cum pierzi la PNDR. 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 Programul Național de Dezvoltare. Da, da, da. PNDR, da. Aha. Deci asta e prins în program. Da. Vine și firma câștigătoare. Fac un special singur firmă pentru mașina de pompieri. Problemizării personale. Dar nu mai zic că ea pune. Iar ca din ce nu ați. Parcă ar fi în ultima la o listă obiectivelor de investiții în 2018. E foarte evident răspunsul că ne apucăm. Când? Dar noi lucrăm mereu. Știm că lucrați. Dacă nu avem noi aici, n-ați lucrat. Dar ce să zic? Până acum 18 ani, n-ați făcut mai nimic. Ba da. Cei care au văzut, care au lucrat, bă, care nu... Deci când ziceți că v-au făcut? Toate la timpul. Da. Dacă nu se mai, când nu se muncește în Comuna Balcan, nu se lucrează... N-am zis asta. Da, nu, am întrebat. Nu lucrez. Am văzut la rectificare suma de 10.000 la UNICEF în proiectul copii, au dreptul la copilării, concret. Ce să fac cu cei 10.000 de lei? Au trimis pentru UNICEF 10.000 cu materiale. Păi nu, am văzut asta, dar concret. Ce n-au făcut? Nu știu, fietele la UNICEF s-au făcut. Dar veniți din comisiune, nu aveți probleme, chemați contabila, chemați fetele la UNICEF, chemați din compartimentul respectiv. Așa e corect și legal și bine. Nu, din bani așa cum. Da. Mă refer să te-au informat școlii ca să știi. Bănuiesc că îți fac acțiunile astea. Nu, proiectul... bani pentru școli. Nu, dar da. Le copii bănuiesc că există o colaborare. Dacă nu mai sunt alte discuții, atunci supunem la vot cine este pentru. Poți face. Sau, ține cineva? Împotrivă? Nu. Da. În cazul ăsta trecem la subiecte. Subiecte diverse. Da, la diverse. Alte supun numai. La diverse. Cine vrea să ia cuvântul? La diverse. Da. Din consilier? Întâi invitați. Nu, mai la un invitați. Nu, consilier este prima, dar ce fel? Regulamentar. Sigur. Gândul ăla. Poate are altcineva în spune. Da, prioritate. Cum spuneți? Domnul primar, în momentul când am votat bugetul local, ați avut o serie de lucrări care trebuie executate. Mi-ați spus acum vreo două luni că în două săptămâni cum să le faceți? Luna august. Da. Și așa încep cu Ludașul. La Ludaș, la căminul ăla, chiar de deasupra, așa cum e el, nu-i lumină sau improvizație cum e. Nu se poate face totuși terasa aceea, să nu mai ploaie, care a luat-o vântul. Păi și eu ce am zis, o fac. Așa e ușor de să o fac. Deci una s-o rezolva, da? Celălalt s-a rezolvat. Da? Pilotat ce am promis căminul a rămas, care în septembrie fac. Da, am discutat tot atunci la bugetul local, unde nu se poate face drumul la părăul Ludașului, așa acolo sunt oameni, să facem măcar o alee. Confortabil se poate merge. Lucrăm acolo, domnul Gândea. Ați fost pe teren? Și așa mă duc și am mai fost. Și nu iar? Păi se lucrează, da? Se lucrează, da? Vreau să fie ceva frumos pentru că... Și nu-i frumos dacă ai fost? Pentru că am văzut, domnul primar, am văzut că sunt bani. Și de ce să facem într-o parte, da? Și într-una va. La termenul trecut, am discutat problema cu digul ăla care l-ați făcut la domnul Ungurean. Da, foarte frumos lucru. Dar în momentul când nu a ajuns să spun de podețul, s-au oprit lucrările. De ce? Nu știu. Probabil ceva s-a întâmplat.
Părintele ăla care nu l-a discutat, că chiar nu l-a discutat. Domnul Ungureanu era acolo când am vorbit cu firma, ea nu era prinsă pe lucrarea noastră, că o face. Nu, făcut-o, o face. Eu m-am dus, am vorbit cu... Și apa acolo la doamna, chiar am fost, n-are cu să urci în deal apa. Deci apa, la, cum este, vecina. Lungul. Dar lungul e de la vale. Păi, dar zic că sunt lucruri de nu, apa, au luat-o pe asfalt. Din cauza podețului și din șanțul... Vreau să te cam stat la, am stat la discuții cu muncitorul de acolo, l-am întrebat... Nu mai discutați muncitorii de la firmii. Mi-a spus, că nu-l poate desfunda. Chiar nu se găsește nicio soluție. Bun, păi tu m-ai întrebat pe mine, i-am zis că se poate. Dacă muncitorul a zis că nu, crede pe cine vrei. Am dat ca să se vadă, deși n-am comentat ceva rău. Aseară m-au oprit câțiva oameni la podul ăla de la Niștiutul. Deci se duce aripa jos. Deci aripa pe pilonul de susține. Deci nu că mai merge până la anul. Chiar vă rog foarte frumos, mergeți să vă uitați. Nu-i mare lucrarea. Hai să salvăm podul ăla, că dacă s-a dus cu o mașină jos, după aia, cine? Primăria e. M-am uitat, am făcut poze, facem proiectul și îi mulțumesc, foarte frumos. Nu ești cu pas înaintea mea cu Facebook, nu știu, dați înainte pe Facebook. Păi, dar de ce să nu fiu cu, și cu Facebook? Da, mai merge pe Facebook, mai merge. Dar ce, plângă, nu prea merge. Eu cam înțeles că și cu Facebook, limitit și nu știu ce, o mașină de lemn, și nu știu. Eu n-am Facebook, v-am zis, la cele mele nu sunt. Dar voi să termin? Da, o să da, acum, după aceea, uit, am prea multă treabă. Chiar am servici, chiar am muncă. Se plângă. Și... Da, aia, mulțumesc Dumnezeu că nu mi-am făcut corect. Deci, cu venirea ploilor care în ultimul an nu a fost soare, mai mult ploaie. Majoritatea ulițelor s-au transformat din ulițe, s-au transformat în pârâuri. Nu pot să zic altceva. Se plâng oamenii că au luat o apa prin curțile lor. Hai să facem ceva, să ducem, să rezolvăm, cum e la Luca când intri în Balcan. Căsoasa e jale, e rupt mașina. Niștiutul, căpețâna lui. Deci dacă nu vine și știm că nu vine asfaltul anul ăsta, hai măcar să punem niște piatră, să rezolvăm ceva. Am încercat să pun la lutaș, balast prin apă, prin fioarele alea, s-au mutat în altă parte. Cât plouă, n-ai ce-i face, îi ploaie, vine de sus. Dacă faci șanțul, nu de acord cu lumea, că se îngustează ulița, deci eu trag astea pe teren, mereu vorbesc cu oamenii. Dacă te duci cu doi, la, vorbești cu doi oameni, cum te cerți. Nu de acord, nu de acord. Trage speranța că se oprește ploaie, ploaie. Nu trage speranța, că oricum stăm bine pe un abacan față de alte zone. Eu personal am fost, am cărat balast acolo cu oamenii. Și pe care am mulțumit, pe care că rămas nemulțumit, dar cine era pe oameni care au intrat în gardurile pe uliți. Și probleme sunt câteva lucruri, mai sunt probleme care le rezolv. În timp le rezolv, dar... M-am uitat venind de la Balcani, la parcul ăla de peste apă la Balcan. Nu mai luați vorba de el, până nu ia lemnile. O lua lemnile, asta vreau. Și gunoiul ăla de acolo. O lua gunoiul, am văzut lemnile luate. Am fost și eu, am vorbit, doi oameni vor bărculeați, îl fac. Aduc de la școala schietul să nu mai dăm bani, așa are un leagăn acolo care nu mai folosesc. Un ultim punct referitor la piața la Frumoasa. În momentul când se face un bulci, m-am interesat, m-am dus, am vorbit cu domnul Gămar, nu se poate domnul primar ca bangajață care sunt acolo, băieță, să umbli băuți și cu teacuri de bani, cât costă 10 lei în loc de 8, nu-i mai de rest, în loc de... Băieți de la primărie? Eu vorbesc de băieță care se ocupă cu bulciul. De la primărie? Nu, care se ocupă cu bulciul, care taxau. Noi trebuie și consilieri, atât și consilieri, și chiar de acum acolo am să mă implic să fiu prezent. Pentru că protecția copiilor în comuna Bracaniu are decât aleșul local, nu are primarul sau consilierii, cu toți împreună. Să facem câte două, trei ore să vedem. Deci era fiul meu, era acolo și-a văzut că se luau, de exemplu, vinea un copil, cât costă? 5 lei. Lua 10 lei, nu-i mai dă de ales. E ceva rușinos. Dar ei n-au gură, dar făcut așa. Oamenii aia, copilul ăla are mamă, n-are tată. La vigherea părinților. Păi exact, dar ce le-a zis singur la... Consilier sau primar sau viceprimar sau nu, s-a primit și copilul. Acolo erau 12 jandari, 5 poliții, primari, viceprimari, administratori de piață. Eu nu știu cum
copilul ăla care s-a dus la băiatul tău, sigur s-a dus și-a mai făcut. Au trecut pe lângă toți jandarmi, polițiști, da, primari, s-a dus la domnul Gânga să-mi trebuie. Dacă l-a dus și fi polițistul local de la rețele din Petrișor, bucătarul, era acolo. Și-a venit o doamnă și-a spus, da, și pe minim așa la. Deci ăla nu mai era copil, o doamnă de 35 de ani. Dacă a schimbat era... de la 35 de ani, un rom din ăla schimbat. Înșală domnul. Vii la primar că am 30 de ani și nu mi-a dat 20 de lei. Dar ce părere aveți, domnul primar, că dacă cumpărați 50 de kg de grăunță, ajungeți acasă cu 40, vi s-a întâmplat? N-am cumpărat grăunță. Păi n-ați cumpărat, s-a întâmplat, dar, pentru că în piață nu există cântare. Nu există cântare, pentru orice cântare. Nu știți, dar vă întreba cineva ceva. Dar eu vă spun că știu să nu există cântare. Cum nu există cântare? Dar lăsați-mă, doamne, să vorbesc. Adică nici zice, dacă eu știu, nu vă zic cântare. Domnul primar, cântarul trebuie să stea în mașină. Cântarul trebuie să stea jos, într-un loc destinat. Să cântărească toți pe ei, că l-am avut pe el. Deci acolo trebuie, nu mașină, stând sus. Domnul Gânga, faceți comisie din partea consilierilor. Ori veniți la fața locului, punem cântarul, stați lângă cântar, să vedeți ce se întâmplă. După aia discutăm în ședința Consiliului Local. Despre cântar, este cântar la piață, verificăm. Dacă le-ai dus între oameni, unul bea să duce peste el, să urcă, să vadă câte kilograme, trântește sacul pe el. Trei cântari am cumpărat la piață, în 4-5 ani. Pentru că el ne sunt supravegheat. Da, da, poliția locală. Dacă sunt patru oameni, stai măcar, vrea să duce și când mi-e aici, când mi-e... Un alt aspect. Un alt aspect care mi-a dat din gândit și chiar e și rușinos. Mi s-a spus că există poliții, unul dintre polițiștii locali, ăsta de la Frumoasa, care e. Da. Să duci, domnule, dăm 12 miși, nu-l plătești. Sau să duci și... Dar cum nu e adevărat, dacă și care au plecat-o cu treaba asta. Domnul Gânca, încă o chestie, așa miru, mai ales când se forma un consiliu local nou. Comerciantul care se duce plătește o taxă. Ce rost are să-i mai dea 12 mici sau să-i dea o pereche de pantaloni sau de un kil de mere dacă el plătește taxa? Cum să-ți dea încă mici și... Dar cum îmi puteți dumneavoastră explica că acest polițist o dat cu spray în ochi și omul în spital și acum. Nu, în spital, a fost la 1 ioni, știu despre ce-i vorba. Da, spuneți-l. Da. O aruncat cu el, cu bidonul, păi este dosar cu chestia asta. Da. O aruncat Eminescu, o aruncat cu bidonul un polițist. Erau trei polițiști acolo. În față. Și o aruncat asta cu înghețată, s-a dus să dea în el, dat cu spray. Sunt marturi, este dosar, nu ne mai interesează cum chestia asta. Odată ce-i dosar, nu ne-am mai dat. Domnule, dă recticismul de la fiecare, că mai jumătate dimineața, mai dăm treabă de. Mie mi-a spus că... Nu stau, scuzați-mă, că dacă dimineața. Da, nu, dar nu ți-e rușit. Da, luați 10 milioane de lei și plecați într-o oră. Cum? Unii? Astea fiți de aspecte care îți spune de toți. De aici, de la primărie, că și până la 9.000, toți banii care îi plătesc taxe, tot la dumneavoastră. Cum ei? De unde să ne? Domnul primar, chiar vă rog foarte frumos, aspectele astea care provin, care nu ne faceți cinste, să le remediem, tot de asta ziua aici. Deci nu-ți venit aici ca să fie licitipitoare? Nu licitipitoare, trebuie să le vă. Nu, dar licitipitoare, chiar licitipitoare, ești universal scoare la urmă. Hai, lasă-mă, vreme. Eu ales lumea și vin și dacă... Eu îi servesc oamenii care m-au votat cu mine. Da, totuși mai discut așa, nu puteți să ai îl învățat. Dar nu trebuie să ținem partea numai la un domnul. Deci ținem partea ăla care a aruncat, dar nu ținem partea ăsta care nu-i vinovat. Este un dosar să vedem cine-i vinovat. Dar tu a aruncat un polițai, nu s-a aruncat ce bolhate. Dar tu a știu, da, nu știi, nici știi, dar ce dracu, domnule. Pentru că nu stau la masă acolo și cu voi. Eu mă duc să-i vinovat. Păi dacă era de ce nu știi? De unde ai vrut treaba? Să mă aștept că mă toalimezi, să mori dacă nu. Eu noaptea, băul, este lumină, nu este mă bate. Deci ori vorbești fiecare pe rând și asta și cu asta, să stăm tătă ziua să vorbească mai gând aici, gata? Dar chiar e bun. Exact, exact, dar acum, să stau mai spus, să stau mai spus. Domnul Fet, era vorba. Tot insist să iași... Foarte, foarte. Invit toți colegii mei consilieri care se simt cu răspunderii, nu neapărat să recunoască, dar măcar să-și facă o analiză de morală acasă, când se duce, sub vineticii din Comuna Balcani au fost aleși tot din oameni din Balcani, din Comuna Balcani. Iar dacă vineticii nu sunt bine veniți pentru o sabă dintre consilieri, nu pot să zic cine, ei să știu care. Da, și eu știu. Eu genetic, dar sunt mândru din noi pot.
Că ce fac eu nu face nimeni pe lumea asta la Balcan. Dacă doamna Pățilica au deci provenit foarte la mândră că sunt genetică. Dacă provine de la Măgirești... Eu să vând un rachiu de 3 lei și să faci niște viței de aia frumoși pe care iau oamenii 5 milioane de bucată la o lună jumate, e diferență de la cer la pământ. Deci chiar sunt mândră tare că-s venetică și ce fac eu. Și dacă... Cu ce este vinovat domnul Vici? Că el e venit din comuna Bucăsești. Dar nu contează cine și de unii venit. Eu chiar sunt... Iar eu dacă sunt... Eu vă spun viața mea scurtă, două cuvinte. Eu sunt într-adevăr înfiat, adus la vârsta de 3 ani în comuna Balcan, da? Și nu cum m-aș zic din venetic, dar trebuie să accepte, pentru că am comună lângă Suceava, la nevastă mea, care a fost primar în comuna Sucevița, da? Și acum este primar în comuna Marginea, din nevastă mea. Cum se numește primarul ăla? Gospodarul venetic. Numește, ești important e ce poți să faci pentru că Hugo de a fost să vizi. Sau, spre exemplu, Zignindă, Domnul Bana, tatăl lui Domnul Bana nu vine de aici. Înseamnă că Domnul Bana este venetic. Da, e la nu e de tatăl lui... Părintul, mamă. Deci e venetic. Doamna, dacă întâlnesc pe stradă, doamna, și faceți venetic? Faceți veneticat la noi și faceți venetic. Gata, eu cu asta... Nu, eu m-am spus. Dar la de treabă, fac pe Facebook. Atâta am avut discuție. Da, mai vrea ceva asta. Eu, într-un minut, aș vrea să spun, să atrag atenția asupra unui aspect. Nu știu dacă e ok sau nu e ok, dar eu cred că dacă îți îndeplinești sarcinile de serviciu, nu trebuie să te împăunezi ca și cum ai reinventat roata. Dacă ești șofer, se presupune că te urci la volanul unei mașini și trebuie să fii capabil să conduci acea mașină fără să faci accident, fără să omori pe nimeni, fără să pui în pericol viața nimănui. Dumneavoastră, dacă sunteți primar, se presupune că trebuie să vă îngrijiți de comună, că trebuie să faceți toate lucrările pe care le faceți. Deci nu mi se pare nimic extraordinar și nu văd niciun motiv în a vă afișa pe Facebook cu fotografii, cu orice nimic care îl faceți, cu orice codeț care îl dați în folosință, cu orice WC-ul care, din păcate, nu are apă ca să-l poți folosi. E doar pentru poză, că utilizabil nu e. Da, deci îl folosești în care WC-ul? Înțelegeți? Care nu v-ați fotografiat acum o săptămână? La schid, la rețet. Deci care nu avea apă. Are apă. În momentul fotografiei nu avea apă. Nu avea. Iar își mințiți. Păi de-o timpul verific. Verific. Dacă dumneavoastră considerați că îndeplinindu-vă sarcinile de serviciu faceți un lucru extraordinar, eu zic că greșiți. Este normal ca un primar să muncească, că de-aia este ales. Dar, repet, nu vă mai împăunați atâta că se lucrează, se face. Păi normal că se face. Nu e normal să se facă. Facebook-ul meu, pe pagina mea, îl dau ce vreau. Dar este normal să se facă? Normal să se facă. Ați făcut un lucru extraordinar? Toate sunt extraordinare. Față de aia extraordinar era dacă aveați o viziune, accesați niște fonduri, ca să faceți ceva mai deosebit față de alte comuni. Corect. Vezi de când ești consilier cât timp proiecte ai adus? Eu repet, proiectele mele le veți vedea când voi fi primar. Eu nu pot să fac proiecte și să vă luați, dar să vă întreb altceva. Digurile de beton, de când ați început dumneavoastră să le faceți? De când am intrat primar. Nu. Dumneavoastră ați intrat primar din 2014 sau 2015. Da. Da. V-ați apucat de diguri din beton la insistențele mele și al domnului Gânga. Pentru că v-am spus în repetate rânduri să nu mai faceți în bătaie de joc diguri din plasă de sână. Recunoașteți asta? Nu. Nu. Nu, că asta e. Îți arăt un proces verbal de când eram viceprimar, cam cu aceeași idee a venit digurile să fie din beton. Vă fi aici. Ar vrea să răspund la apa care intra. Nu mai, tata. Vă rog frumos, ați luat cuvântul și la diversă dată și nu că v-ați mai adus aminte. Vă rog, domnul Gânga, vin miroase. Ai, două minute, vreau să vă rețin și un
Tu ca cu oameni de nu mai prelungiți, vă rog frumos, discuția. La fiilor de spatale și tot am discutat, am rugat pe domnul Chirar, domnul... E un lucru. E un lucru ăla. Să vă face o propunere sau... Este și e un lucru. E la 60% din lucru. Pentru taxa de... Doamna secretar e aici, deci e la 60% din în lucru. Proiectul... Chiar am discutat, doamna secretar, dacă este legal, nu este legal. Este legal. Vedem ce se poate... De asta vă deranjez. N-au citit să spun, dacă știți. La ședința următoare... Dar tu mai aveți domnul Cioinecel, da? El mai succes. Vă rog frumos să fiți așa mai scurt, pentru detaliile. Nu, mă rog, sincer să fiu, nu e problema. Un singur lucru vreau să nu fiu multe rugini nici unul. Și astăzi, ședința trecută, s-a luat-o razna, din cauza că l-a cuvântul domnul... În 10 minute vă încadrați. Și după ce v-ați cuvântat, eu mă fixez... Încercați și mingea voastră, că așa provocați. Spuneți ce-a... Și ce vă vrea să zic? Păi când am vorbit... Dumnezeu, dar în primul rând să vorbești, să te înscrii la cuvânt, să vorbești... Așa și dacă zic patru mandate, dacă încep să spui testa, președintele de ședință are dreptul să limiteze luarea la cuvânt. Scrie clar aici, da. Pentru subiectul dânsului, îi dați două minute. Nu se spui de copăzit el la comărie, vaca sau de cuvânt. Când se discute anumite probleme, de anumite probleme, se limitează. Discut pe ordinea de zi, da. O să mai vedeți și o altă ședință, da? Domnul, știi când vreau să spus. În Parlament, moțiunea de cenzură, moțiunea de cenzură, basta. Domnule, eu vă spun un pachet. Lăsați ca să... Am depus o cerere. Dacă ar veni... Domnule, am depus o cerere și lumea ți-a răspunsul și din decembrie, domnule. Aveți 10 minute, eu atâta o dau. Dar nu mai știu. Respectați legea, în primul rând. Asta a fost în primul rând. Toți o să respectați. În primul rând, nu mai interveniți în discuții. Că din cauza asta s-o interveniți acum și dumneavoastră s-o interveniți și când ați vorbit gândat... Vă ajunge începeți! Știți cum întreba? Am început. Nu i-am spus asta, nu se mai intervine în discuții. Doamna secretară, respectați legea. Hotărârea care s-a făcut în 30 mai este ilegală. Nu mai dau o judecată, pentru că deja am prins cealaltă, pentru că, domnule, respectați 30 de zile de la data... Domnule, tătătivul, ai pierdut un proces pe chestia asta. S-a ridicit acroșat adivul. Ai pierdut un proces altceva. Ce zic, frate? Dacă pierd procesul pe chestia asta, îl pot trage în continuare. Dar iei cuvântul după aia. Ai pierdut. Potrezi cu atac și pe asta. Le trec la primărie. Ce zic, frate? Dar sunt mă. A, domnul, domnul. Nu legal, mă bădere. Este hotărâri, așa? Privință, respectați legea. Doamna, să existe reiterat de convocarea ședinței și așa, să proces verbal de publicare a proiectelor de hotărâre. Am propus un proiect de hotărâre care m-a ajutat dumneavoastră acum recent. Am adus la dumneavoastră un proiect de hotărâre, nu când în data din nou, și văd că nu s-a pus nimic în mișcare. Este vorba de acel regulament. Regulamentul din 9 luni din ziua. Este un lucru, să știți încă. Deci nu a fost pe ordinea de zi. Dumneavoastră, faceți cum am spus eu. Eu am sunt inițiator. Eu țin cont de propunerile dumneavoastră, dar facem o colaborare cu toată lumea, cu toate compartimentele. Ar fi mai bine să mergem la doamna secretară să vorbiți cu ea. Domnule, stai din gură. Dar nu, dar mergem la doamna secretară. Un proiect, domnule. Care s-a discutat azi. Domnule, nu mai de asta. Domnule, știi cum e? Proiectul se descuie în dezbatere. Domnule, proiectul se descuie în dezbatere. Apar modificări, exact ca și o lege, când se pune în dezbatere. Apar modificări. Practic, când ajungi la final, s-ar putea să nu mai fie nimic din cel inițial. Să discute și în Parlament, domnule, treaba asta. Este multe ori, nu mai ești, nu mai ești. Domnul Cioinece, ca să vă spun eu o problemă care e, deci, părerea mea. Da. Dumneavoastră, când o să aveți sentința care hotărăști, spune, definitivă, atunci să mai veniți, da? Astea s-au discutat la atâtea ședinți până acum, de mi-ați plictisit pur și simplu. Vă spun sincer, da? Vreau spune-o cu când se ridică o problemă... Ședințele de acolo, de la... Domnule, ședințele dumneavoastră nu sunt ședințe. Când s-o ridicați problemă, o ridicați o problemă de domnul Barna în ședința trecută. Lunarii pentru dumneavoastră. Domnule, nu, nu te interesează. Domnule, o ridicați o problemă în ședința trecută. Domnule, dumneavoastră stați o dezbatiți și dați o hotărâre. Barna o lucrați așa, ședința trecută. Nu ne interesează asta personală a dumneavoastră. Dacă e a comunității, ne interesează. Asta e personală a dumneavoastră. Am făcut o
Domnule, dacă faci gesturi din astea, că suspendăm ședința, pentru că exact așa a făcut data trecută și unul pleacă. Eu vă spun ce zic, dacă voi pleca, zic. Eu am spus că dați-mă în 10 minute, m-am uitat la ședință. Când ai văzut că dura o ședință 96? Dar în 2003, așa v-a spurat și data trecută. Și primul care s-a zis, dacă ai o problemă cu nimic, îți scrii la audiență și vii la primar, nu în consiliul local. Consiliul local vorbesc cu domnul președinte. Când din consiliere a trebuit să... că sunteți obligați să depuneți un proces constitucional? Domnule, procesele mele mi le-am rezolvat în justiție, în tribunal. Toți au trecut să... nu. Toți au avem noi nevoie să raportăm noi... ...gratificate. Da, da, da. Am zis să-i verificat tot. Bună, dar bine, aici... Așa, am mai adus un proiect, astăzi am mai adus un proiect de hotărâri privind organigrama, care din titlul dumneavoastră este suspendă ședința de astăzi.